el mă minte așa de frumos încât eu vin, validez o schimbare a mea și a societății care ne duce pe toți în perete. Da, de fapt, presa viciază alegerile, fie că ele sunt alegeri comerciale, nu? Fie că sunt alegeri sociale, fie că sunt alegeri politice. Slavă Tatălui și Fiului Sfântului Duh și acum și purea și vecii vecilor. Amin. Pentru căciune Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul lui Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin. Dragii noștri, ne aflăm iarăși cu Cristi Bumbănici, care de data asta nu o să-l prezentăm ca și bunic, ci ca și jurnalist. Da? Pentru că în ultimul clip te-am prezentat ca și bunic și am discutat despre familie. Acum nu știu care o să punem întâi, o să vedem. În orice caz, Cristi este jurnalist de când? Ianuarie 1996. 96, deci frate, 27 de ani, dacă am calculat eu bine. Așa? Și o să discutăm puțin despre relația dintre credința în Dumnezeu și credința în presă. Da? Pentru că, desigur că noi iubim pe toți colegii noștri așa, și credincioși în Dumnezeu și credincioși în presă, dar trebuie să clarificăm anumite lucruri, astfel încât să... Cum să spun, oamenilor le este foarte frică de manipulare. Deci să nu fim manipulați voluntar sau involuntar, pentru că uneori oamenii sunt manipulați chiar fără să există această intenție din partea presei, chiar dacă ea există de cele mai multe ori. Întâi de toate să punem lucrurile în ordine, ce înseamnă manipulare, Cristi? O să vă răspund imediat, pentru că ați început această prezentare spunând un lucru foarte important. Credința în Dumnezeu și credința în presă. Evident, în Dumnezeu este spre folosul nostru să credem, dar în momentul în care noi creăm un soi de Dumnezeu raportându-ne la toate mijloacele de comunicare în masă, televizor, radio, spațiu virtual și acolo ajunge și se fixează credința noastră, suntem într-un mare pericol. De ce? Pentru că din acel moment devenim victime sigure ale interesului unor oameni care vând lucruri, vând servicii, vând proiecte sociale, vând iluzia fericirii și cam asta poate fi pe scurt definiția manipulării. Când cineva încearcă să mă convingă de faptul că produsul, ideea, dorința lui sunt benefice pentru mine, iar eu înghit cumva pe nemestecate, fără să verific absolut deloc sau făcând o verificare superficială și mă regăsesc, îmi asum, mă alătur unor idei care nu doar că nu sunt ale mele, se dovedește de fiecare dată că într-un timp scurt direcția către care m-am orientat după acea invitație poate fi inclusiv fatală. Credința în presă nu ar trebui să existe, nici măcar ca asociere semantică. Pentru că presa, mass media, de la bun început a avut și ar trebui să aibă următorul rol. În primul rând este un mediator între instituțiile de instituțiile care compun orice stat, inclusiv cele de forță. Vorbim aici de poliție, armată, zona legislativă și așa mai departe, dar, repet, toate instituțiile care conduc și compun societatea și publicul larg și popor. Aceste instituții concep niște mesaje, au niște activități, iar ele trebuie să ajungă la publicul larg într-o formă cât se poate de ușor descifrabilă. Și neutră. Și neutră, evident. Nu. Dacă cineva anunță că s-a închis apa în cartierul X, nu. Ce să spui? Anunți tu mai departe și oamenii din cartierul respectiv vor ști că în intervalul orar apa va fi închisă. Acum, zona de divertisment care s-a dezvoltat într-un mod criminal și încerc să-mi aleg cuvintele cât se poate așa de blând, a făcut ca
în ultimii 20 de ani și în societatea românească, pentru că noi am importat, dacă vă aduceți aminte, modelul tabloid. Da, din păcate. Primele ziare, evenimentul zilei este studiul de caz din punctul ăsta de vedere și altele care există și acum, au avut o audiență uriașă, vorbind de milioane de exemplare, dar pentru simplu fapt că au prezentat ceea ce noi nu puteam sau nu știam că poate fi prezentat în așa, în așa formă. Crima pe prima pagină, voyeurismul privitul prin cheie către toată lumea, sub toate formele lui, și vulgul aprins. Adică se promova, de fapt, păcatul, se prezenta, da, păcatul. Ăsta era modelul care deja se instaurase în Occident. Deci vorbim, da. Eu cunosc această istorie din 1996 încoace, când practic s-au stabilit sau s-au fixat aceste direcții și în presa românească, iar după tabloidul în presa scrisă a fost o chestiune de o scurtă durată până când acest model a fost îmbrățișat și de televiziuni. Facem un salt peste timp. Uitați-vă cum arată o dezbatere. La orice post de televiziune, mai ales cele care au cele dedicate știrilor. Cum arată o discuție pe un subiect, ora, nu știu, pensiile, că tot sunt la modă. La noi se taie, se refac și așa mai departe. E, invitații nu pot să, nu mai pot și sunt și, au fost și în timp dresați cumva să se certe. Pentru că ideea de bază este următoare, dumneavoastră, o discuție liniștită într-un studio de televiziune s-ar putea să nu atragă atât de mult public sau ratingul nu va fi atât de mare. Înțeles. Și atunci, este atractiv, pe un subiect strict administrativ, trebuie să urle unii la alții, eventual să se și jignească, să facă circ. Ori genul ăsta de comunicare în timp, deci vorbim undeva de 20 și un pic de ani, dar cu accent pe ultimii 20, genul ăsta de comunicare a devenit, s-a generalizat. Aproape toată lumea îl îmbrățișează și îl consideră natural. Pe undeva este firesc, pentru că ceea ce vezi la televizor, ai tendința să imiți. Da. Televizorul, facem o paranteză, din păcate pentru mulți dintre românii, reprezintă icoana casei. Din păcate. Și în fiecare cameră, începând cu sufragerea, living-ul, fiecare în ce spațiu locuiește, se găsește câte o icoană, până în baie. Deci sunt oameni care în fiecare cameră, dormitor, dormitoare, inclusiv bucătărie, baie, au televizor. Deci la nivelul ăsta de exagerare s-a ajuns. Bun. E, și noi, publicul ăsta românesc, poporul român, vedem în fiecare zi oameni care se ceartă peste tot. Cineva, în urmă cu mulți ani, am fost invitat chiar la o emisiune pe tema asta, susținea, având niște argumente, că presa nu face educație. Și eu eram singurul naiv din studio care susținea tot cu argumente că presa nu doar că face educație, presa generează modificări de comportament și poate să și întreține, evident, modificări mari în direcționarea mersului societății. Evident. În sfârșit, am reținut ideea ca, mă rog, momentul ăla pentru mine a fost referențial, în sensul în care am descoperit în timp că foarte mulți oameni care și acum îi vedem pe sticlă, mai ales în televiziunile naționale, cred cu tărie și nu-și asumă consecința prezenței lor și a modului în care ei au prezentat și prezintă lucrurile, realitatea. Un alt aspect extrem de grav este că în spațiul mediatic, cel puțin cel promovat, hai să zic, televiziuni naționale, presă națională, cele care contează, cele care au cea mai mare audiență,
O paranteză, iartă-mă să mulțuiți ideea. Vă rog. Când spui presă națională și televiziune națională, nu te referi numai la TVR, ci la toate trusturile de media care au impact național. Evident, da. evident. Noi nu mai regăsim lucrurile bune care se petrec și în societatea noastră, da. Care sunt convins, deci nu este doar așa o părere, sunt absolut convins că și numeric și calitativ sunt peste ceea ce se întâmplă negativ. Dacă cineva dintr-un spațiu altul decât ăsta în care am înnebunit toți european și, mă rog, altul, ar veni într-o țară ca România și s-ar uita de dimineață până seara la televizor să înțeleagă, băi, ce fac ăștia, ce se întâmplă cu ei, cu siguranță ar trage concluzia că suntem un popor de drogați, de sinucigași, de criminali și de bolnavi psihic. De ce? Pentru că în proporție majoritară, undeva spre 90%, rețeta este asta. Violență, violență, violență. Verbală, fizică, nu contează. Și la final, poate mai prindem și noi o știre, cineva a descoperit un medicament care vindecă ulcerul perforat. Bun. Și am trecut pe asta. Asta e mare de tot. Este foarte mare. Este foarte mare. Bun. Asta ni s-a livrat. Dar există o componentă extrem de importantă. Părerea mea este cea mai importantă, dar să nu fiu chiar atât de categoric. În ceea ce privește lipsa de minim discernământ pe care noi am manifestat-o de la bun început. Ok, acceptăm că la nivelul anilor 90 alergam după senzațional sub toate formele lui. Veneam dintr-o perioadă în care la televizor sau, mă rog, spațiul nostru informatic era extrem de redus și acum am găsit și MTV, am găsit și canale pentru adulți, am găsit și Scandal, am găsit tot și de la minus 1, da? Am ajuns la plus dorințele, 100. Da. Da. Bun, au trecut niște ani. 5 ani, 10 ani, suntem în anul 2000. Nu doar că n-am început să ne punem întrebări, băi, dar stai puțin, societatea, lumea mea în care trăiesc eu, că te uiți în jurul tău, nu vezi violatori, nu vezi accidente în fiecare secundă, nu vezi lucruri urâte. Majoritatea evenimentelor care se petrec în proximitatea noastră sunt normale, altele sunt foarte frumoase. De ce sunt eu acolo? De ce mă lipesc eu de chestia asta? De ce cred în treaba asta? De ce mă regăsesc? Sunt foarte mulți oameni care au trăit și trăiesc realmente ca viața și-au făcut-o ca cei dintr-o orchestră. Dirijorul a ridicat bagheta și el a început să cânte o partitură. Ăștia spun să deschidem să deschidem capacul și să savurăm gustul fericirii exclusiv consumând o băutură carbogazoasă care este catastrofică pentru organism, asta facem. Bun. Problema nu e la ei. La creatorul de știri, creatorul de informație are o plasticitate extrem de mare în momentul de față. Deși noi ne-am profesionalizat și simțim publicul, toți. Am înțeles. Toți. Dacă mâine sau astăzi oamenii nu s-ar mai uita, n-ar mai urmări genul ăsta de informație compusă doar din violență, așa pe ansamblu, da. Sunt total convins că într-un timp scurt, săptămâni, maxim luni, rețeta va fi modificată. Va fi modificată și poate fi modificată și într-un sens într-un sens pozitiv, constructiv. Dar noi le oferim. Da. Noi suntem piața. Eu sunt elementul de măsurare a audienței. Într-un fel, noi suntem formatorii formatorilor. Nu, noi le oferim posibilitatea, de fapt, noi le oferim acel spațiu în care ei creează rețetele. Da. Îi validăm prin traficul nostru, prin like-ul nostru. Prin prezență. Prin prezența noastră. Prin prezență. Și mergând puțin mai departe, foarte serios ar trebui să ne gândim, oare nu cumva participând la acest schimb
care nu este unul sănătos pentru noi. Nu cumva și viața mea arată greșit și parcursul vieții mele este greșit și datorită faptului că eu mă regăsesc în ceva ce nu are treabă cu mine. Da, și unde mai pui, Cristi, că apare și o bănuială foarte rea. Adică, datorită faptului că am văzut de la televizor, am văzut pe media, în continuu ticăloși, în continuu păcătoși, în continuu violatori și mai departe, eu atunci am o bănuială rea, că cel de lângă mine este astfel. Cu toate că, în realitate, procentul acestor răufăcători este unul foarte mic, mult mai mic decât procentul care apare în presă, pentru că cei din presă nu sunt neutri, ci aleg, cum îi spune, știrile cu emoție negativă. Știrile cu emoție negativă și, deci, clar că pe ecran prezența răufăcătorilor sau păcatelor este mult mai mare decât realitatea. Eu, dacă nu sunt atent, atunci cred că și în realitate este procentajul de la televizor. Și atunci cad în depresie și mai ales am gândurile față de ceilalți și foarte dificil de gestionat astfel de stări. Și chiar am întâlnit cazuri, unele chiar clinice, pe tema asta, că oamenii erau, din cauza presei, erau pradă bănuielilor și pradă unor gânduri de anxietate foarte mare. Cred că presa generează foarte multă anxietate la ora asta. Da, și o să vă surprindă ce vă spun acum. Supralicitez un pic subiectul. Nu, presa este vinovată. Da, nu e. Este o reacție în lanț, dacă dorești. Gândiți-vă, facem fix aceeași comparație pe care am mai făcut-o, dar e foarte ușor de priceput. Nu poți să acuzi cuțitul că a intrat în om. Nu poți să-l acuzi. N-ai cum. Este imposibil. Eu aleg. Aleg ce privesc, eu aleg în ce mă regăsesc și eu aleg la ce valori mă raportez. Este un element pe care o să-l repetăm și este bine că o facem. Foarte, foarte important ca să înțelegem cât mai mult despre un fenomen, inclusiv cel despre care vorbim, relația între om, televiziune și relația între om, Dumnezeu și informație, este foarte important la ce ne raportăm. Dacă noi ne raportăm la interesul unor oameni care la rândul lor au alte valori, deci nu putem să fim în același plan de discuție noi care știm că Dumnezeu este realitatea, Dumnezeu a creat și întreține această realitate, El este generatorul a tot ceea ce se petrece în această lume în care viețuim și noi și tot El este punctul nu de final al vieții noastre, este momentul în care omul va intra cu adevărat în viața lui firească. Evident, se va normaliza. Când altcineva dintre creatorii de informație, Dumnezeu este generator de informație permanent. Evident. El este informația adevărată. Adevărată și singura informație care nu poate fi supusă pervertirii. Nu pervertirii. Nu poate fi contestat. Este fără cusuri. De ce? Ne uităm în jurul nostru și ne dăm seama că totul este perfect. Și încheiem. Problema este următoarea. Unii oameni care livrează informații și mai ales acum extindem, nu mai vorbim de violență. Sunt oameni care generează informație pe proiecte sociale, pe proiecte mari, proiecte care vizează modificări structurale ale societății, implicit ale individului. Dacă acești oameni nu se raportează la aceste valori care îl introduc măcar pe Dumnezeu în propoziție, semnalul nostru de alarmă ar trebui să sune foarte, foarte, foarte mult în minte. De ce? Pentru că el nu mă deturnează doar într-o relație consumeristă. Mă păcălește să cumpăr ceva ce n-am nevoie. Nu. El mă minte așa de frumos încât eu vin, validez o schimbare a mea și a societății care ne duce pe toți în perete. Da, de fapt, presa viciază alegerile, fie că ele sunt alegeri comerciale, nu? Fie că sunt alegeri sociale, fie că sunt alegeri politice. Și, de fapt, în orice am discutat noi, în orice domeniu de activitate, nu știu, începând de la cei care întrețin curățenia în orașe, a căror importanță este vitală. Ce ne-am face fără oamenii care transportă ceea ce lăsăm noi în urmă, reciclează și, iată, străzile sunt curate.
până la politicieni. Niciunul dintre acești actori sociali, dacă nu se raportează la Dumnezeu, la valorile pe care El ni le-a lăsat și ne-a și spus aici este echilibru, aici este firescul, nu doar că El personal nu va ajunge nicăieri, ci va îmbrățișa direcțiile greșite pe care altcineva le produce și nu le produce de astăzi sau de 20 de ani, le produce de da, și o întreagă știință, o întreagă știință. Este o știință a răului. Și de asta spun, problema este mult mai mult la noi și ea poate fi rezolvată extrem de repede în contextul în care vrem să începem să gândim, măcar da, să începem cu această întrebare. Stai puțin, de ce? Exact și la asta mă gândesc, un spirit critic, de ce? Oare chiar așa e? Vreau să știu, da, da, vreau să înțeleg, vreau să, de ce îmi spuneți voi că dacă mă înțep de 10 ori o să-mi fie mai bine? Păi să, nu spun nu. Nu spun nu. Vreau să verific. Sau de ce îmi spuneți voi că amestecarea popoarelor este un lucru bun? Păi și cum rămâne cu identitatea mea culturală, istorică, religioasă? De ce mă mințiți? Și vedeți, dar dacă noi ne punem exact așa ca niște, cum să spun, ca un fel de zombi. Ne așezăm în fața icoanei, dăm drumul și începem să urmărim meciuri, să urmărim emisiuni. Deci icoana, te referi la icoana răului la televizor. La televizor, la televizor. Nu e nimic rău cu televizorul și eu sigur, urmăresc da, la televizor. Da, da. Ceea ce facem noi apare da, și la televizor. Da. Dar este foarte important să noi să ne întrebăm noi pe noi, mă, ce caut eu de fapt? Care este informația care mi-aduce mie plus valoare, care mă ajută pe mine ca mâine când ies, când revin la locul de muncă sau în cercul de socializare, am ceva bun de împărtășit. Da. Sau eu, la rândul meu, pot să contribui cu ceva superior față de ziua de. Altfel, dacă, repet, ne uităm și rămânem lipiți cu ochii, cu conștiința, cu mintea, cu creierul de ceva ce realmente n-am nevoie, nu avem scuză să... Îmi cer iertare, dar nu, problema e la noi. Evident că problema e la noi. Doar la noi. Da, și este o reacție în lanț, de fapt. O reacție în lanț, pentru că presa are nevoie de trafic, oamenii rău intenționați, oamenii păcătoși generează acest trafic, presa se perfecționează pe acest trafic și merge o reacție în lanț, cum spuneam. Pentru că ei devin din ce în ce mai dependenți de patimile lor, care sunt exacerbate pe tema presei, pe tema rețelelor sociale și așa mai departe. Telecomanda încă este la noi. Da, da, da. Nu doar că putem și închide, dar putem să schimbăm canalul. Avem alternative. Și da și nu. Și da și nu. De ce? Pentru că dacă... Bun, hai să spun că sunt, să nu spun nu. Nu, să mergem pe o premisă nu optimistă, realistă și... Dar trebuie căutată un pic. Am înțeles. Ce așteptări am eu de la viață? Nu, caut o informație. Și încep să citesc, intru, scrolez așa în spațiu virtual, găsesc producții care nu sunt... Nu sunt văzute pe la marile televiziuni, da? Și brusc sesizez că de fapt dacă am vrut sau dacă vreau să aflu despre Dumnezeu într-un context al informației vizuale, există Trinitas, există Ochilie Atonită, există și canalul meu, există și Doxologia, și Doxologia și Părintele Calistrat și mulți alții care produc, bun, noi nu producem, din punct de vedere duhovnicesc, noi nu producem nimic. Dumneavoastră, ca invitat permanent al meu, dumneavoastră veniți și readuceți informațiile care aparțin lui Dumnezeu, Mântuitorului nostru Iisus Hristos, apostolilor, Maicii Domnului și Sfinților. Citați din clasici, ca să zic așa. Din ce verificați? Faptul că aveți această capacitate să
să aduceți acest mesaj într-un context actual este altceva, asta ține de pricepere și suspectez eu că și altcineva vă ajută și pe noastră și pe Părintele Pimen și alți comunicatori din spațiul duhovnicesc să puteți avea această frumoasă cursivitate către public. Dar ne raportăm. Ce caut eu? La ce mă raportez când discut despre proiectul meu de viață? Eu, un om care vreau să fiu informat. Păi dacă o să mă uit toată săptămâna, toată luna, tot anul, la emisiuni sportive, n-am nimic cu emisiunile sportive, sunt foarte importante. Au utilitatea lor. Dar dacă mintea mea este doar acolo sau dacă mintea mea este doar către bucătărie și urmăresc pe toți șefii din lumea asta sau dacă sunt fascinat de poveștile false de viață pe care le regăsesc în diverse filme, telenovele și așa mai departe, în spațiul meu intim nu o să intre decât acea informație. Iar despre sensul vieții, despre căutările profunde, despre dorința de a înțelege ce se întâmplă cu tine efectiv, nu o să aflu dintr-un meci de fotbal. Că n-am cum. La finalul unui meci de fotbal o să știu decât rezultatul. Punct. Și atât. Zero, și o să consum niște emoții dacă sunt suficient de neinspirat să mă regăsesc în tabloul ăla. Da. La ce ne raportăm când vorbim despre noi, despre viață, într-un context în care, slavă Domnului, informația în momentul de față, informația este extraordinar de cuprinzătoare, foarte bine prezentată și foarte simplu alcătuită. Tot de noi depinde. Problema este tot la noi. Ce caut eu? Ce vreau eu? Și atunci, exact cum spuneați noastră, îl validez pe ăla care îmi umple hardul cu crimă, viol, accident și alte minciuni, sau îl validez pe cel care mi-aduce aminte de sens, de scop, de destinație. De fericire, de bucurie, nu? Iarăși facem o paranteză, a spus că ăsta este unul dintre efecte, o depresie generalizată. Dar depresie de ce? Omul, nemai bazându-se pe nimic, el nu are în spate siguranța că Creatorul, Dumnezeu, nu? Îl ascultă, îl ajută, îl direcționează. El nu are nimic. Se uită în spate și vede alții ca el. Suferința crește și la un moment dat își pune problema, bă, dar ce viață nenorocită, ce... Mai vine și altcineva care îi șoptește la ureche, da, așa este, aruncă-te de pe pod și îi găsești, Doamne ferește, sub pod sau trăiesc o viață plină de venin. Nu asta este viața. Evident. Creatorul acestei luni a vorbit și vorbește și în zilele noastre despre bucurie. Spune Iisus Hristos, bucurați-vă, fraților, vă puteți bucura și la un meci de fotbal. Dar nu vă, cum să spun, nu intrați în teren. Rămâneți acolo, lăsați-i puia să-și termine partida, aplaudați-i dacă este cazul, nu-i înjurați că vă crește tensiunea. Și când vorbiți despre bucurie, despre pace interioară, despre liniște, dați pe Trinitas, dați pe ochilia tonită, știți? Da, cred că într-adevăr oamenii au nevoie de curaj să schimbe viața și să caute materialul care îi ajută să schimbe viața. Nici nu cred că mai este vorba de curaj, pentru că într-un fel... De ce? Este curaj, că trebuie să iasă din zona de confort, știi? Așa este, așa este. Dar acum ne ajută puțin și realitatea. De ce? Este foarte dură. Da. În jurul nostru, dacă ne uităm cu puțină atenție, nu cu foarte multă, regăsim foarte multă suferință. Această suferință, ea vine ca o presiune și, în general, nu prea ai mari alternative. Și tocmai această presiune a suferinței îi poate determina pe unii oameni să pună această întrebare. Dar oare Dumnezeu poate să mă ajute? Și în momentul în care el a pus această întrebare, Dumnezeu nu doar că este lângă el, el este lângă noi permanent. Permanent, da. Îl îmbrățișează și începe să lucreze cu el atât de frumos încât... Dar trebuie pusă întrebarea. Da, trebuie pusă întrebarea. Cum vezi viitorul? Nu e nevoie de curaj. Da, tot... Da, cum vezi viitorul? Vezi pe oameni că o să reușească să iasă din acest ciclu vicios?
M-aș feri să ofer eu un răspuns categoric. De ce? Pentru că ar fi ca și cum aș genera eu o predicție și nu sunt în măsură să fac lucrul ăsta. Însă, cred că sunt pot fi două mari direcții. Una în care să renunțăm la luptă, să renunțăm la luptă în sensul dorinței de a înțelege ce se întâmplă cu tine pe aici. Sau presiunea de care vorbeam să fie suficientă pentru a ne trezi din acest somn hipnotic, din această relație toxică cu ceea ce primim ca informație dinspre media. Eu cred că există și exemplu personal. Bun, exemplu personal este întotdeauna cea mai bună formă de a convinge pe cineva și de fapt noi nu ne propunem nici prin această discuție, prin acest dialog să convingem pe cineva de ceva. Prezentăm o părere sau prezentăm un cumul de păreri despre un fenomen. Cine vrea să-l înțeleagă mai mult este invitat să pună puțin să se implice, să se implice pentru el, fiindcă noi în dreptul nostru noi am ales, noi știm pentru noi ceea ce să facem. Putem deveni poate doar exemplul unor oameni care își permit luxul în ghilimele să zâmbească, să vorbească frumos, să vorbească sincer despre frumusețea vieții. Ori mă reîntorc la televizor, nu se discută despre frumusețea vieții, se vorbește despre tot ce este urât în viața asta. Or, nu este așa. Viața este frumoasă, există suficientă bucurie pentru a plezni de bucurie, iarăși în ghilimele. Noi nu avem capacitatea să gestionăm câtă bucurie și câtă frumusețe este în jurul nostru, dar, mă rog, și asta pe care o putem înțelege și gestiona este suficientă. De ce să suferim? Eu cred, dar sunt extrem de subiectiv, cred că acest moment istoric pe care îl parcurgem și care este presărat cu foarte multă tensiune, nu doar prin intermediul televizorului, sunt niște evenimente care se întâmplă concret acum, da. Nu plăcute, dar dacă acum, în acest moment, mă reîntorc către generatorul tuturor informațiilor și încep eu să am un dialog, cu Dumnezeu, absolut toate informațiile de care am nevoie vor veni foarte repede, foarte repede. Și noi vom zâmbi unii altora, nu vom mai avea motive să fugim, vom avea, ba din contră, foarte multe motive să ne apropiem, să stăm la aceeași masă și să schimbăm informații utile și de o parte și de alta. Și mai ales relaxați și iubitori. Da, așa funcționăm normal. Asta este, nu știu, modul de funcționare pe care producătorul l-a lăsat de la bun început, cu tot cu instrucțiuni. Vrem să funcționăm bine, citim instrucțiunile, sunt 10, 2, 1. Așa să ne ajute Bunul Dumnezeu, să avem credință de Dumnezeu. Pentru că cine Sfinților Părinților noștri, Doamne, Iisus Hristos, Fiul Dumnezeu, miluiește pe noi. Amin.